noi, Rosemary vine astăzi cu Roxana Vașniuc. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Bună, Roze! Bună, princes! Vrei să stai aici? Nu? Stai cu mami? Ce? Vreau niște peștișori. Ea a fost în emisiune la doamna Teo și avea un acvariu și am păcălit-o. Da. Că o să găsim și aici peștișori. Peștișori. Să mă duc eu aici dacă tot e liber scaunul. Peștișori. Eu am crezut că te duci după peștișori. Bună! Și dacă tot vorbeați de școală, ea merge deja la grădiniță. La grădiniță, vezi, am zis eu. Sigur merge este la grădiniță. Este o fetiță cu minte, îi place foarte mult. Peștișoi. Nu avem peștișoi aici, că e altă emisiune cu peștișoi. Nici de mâncare, n-aveți nimic? Găsim, stai liniștită. De mâncare. E foame? E foame? La pupuieși. Pufuleți. Pufuleți. Aia îmi plac și mie. Pufuleți cu apă și e perfect. Câți ani are? 3. 3 ani, mulți înainte. Pupuieți. Rezolvăm. Până una alta trebuie să le spui ceva, o poezie. Pentru pufuleți? Nu. Îi aducem, căutăm și pufuleți. Între timp vreau să știu, Roxana, ce mai faci tu? Și cum te descurci în rol de mămică? Cât timp mai ai pentru tine? Am timp, fetița este cea mai importantă. Sunt extrem de bucuroasă că am învățat poezii, știe să numere și în română și în engleză, numai că acum nu-i mai trebuie nimic. Acum vreau pufuleți. Mi-e drag să petrec timpul alături de ea. Da, mami, o să-ți cumpărăm și pufuleți, dar mai târziu, da? Am ajuns la televizor și mama e de la țară, se uite la noi, mama și e de la Botoșani. Mama e frumos acolo. Vezi, ești prințesă, vezi? Vreau să fascinată de prințesă. Am citit undeva, acum tu să-mi lămurești toate lucrurile astea, că a fost o bună perioadă de timp în care ai crescut-o singură pe cea mică. Da, dar știi vorba aceea, cele rele să se spele, cele bune să se adune. A fost o lecție de viață pentru amândoi și iată că le-am depășit cu bine și cel mai important este să... Înțeleg că s-au redresat relațiile între tine și tatăl ei? Da, s-au redresat de mult, adică a fost bine. V-ați împăcat? Da, stăm împreună. Poate ne ajută. Ce mai contează asta când noi n-avem pufuleți? Imediat. Nu avem nici pufuleți. Mă duc să caut pufuleți. Gata, am plecat să caut pufuleți. Niște ceva. Tu nu te-ai sfiat să povestești despre problemele pe care le-ai întâmpinat în relația ta? Da, consider că în viața oricărui cuplu se întâmplă și probleme de genul, că nu există numai lapte și miere, adică dacă dumneavoastră ziceți că nu v-ați certat niciodată cu bărbatul. Ceartă, da, eu am înțeles că la voi a fost chiar mai mult decât atât și a fost vorba și de niște violențe fizice și... Doamne ferește, nu vreau să discut, sunteți și cu copilul, adică de dimineață mă iei așa de repede, nu e cazul, nu. Mă gândeam, nu vreau să mă mai gândesc. Că ai trecut asta. Peste treaba normal asta și voiam să știu... moldovean, că sunt răcoasă, eu știu, mai zic una alta, dar acum important este că fetița e alături de mine. Peste momentele astea. Unde ți-ai găsit? Unde ți-ai găsit motivația și sprijinul? Nu știu, poate în credință. Bă, dacă n-ai pufuleți, te duci și cumpără unchiuri, stai pufuleți, înțelegi? Mamă, Doamne, ai văzut? Pac! Ca prin magie! Să mănânce și unchiuri, stai niște pufuleți. Bă, am întors. Gata, e cea mai fericită. Și eu. Hai să mâncăm amândoi pupuleți. Îi dai și lui? Dai și mie. Nu cred. Bun, și acum vă pregătiți de grădiniță. E primul an în care merge? Nu, are deja un an de zile de când merge la grădiniță. Așa reușesc și eu să-mi rezolv diferitele treburi atât în casă cât și în afară. Să, nu știu, îmi place să muncesc și să mă gândesc așa la binele. Spune-mi și ce la mai faci în perioada asta? Cu ce te mai în perioada asta, sâmbătă voi avea un spectacol la Periș cu Accidente la Vacanța Mare cu el, am majoritatea evenimentelor pe care le prezint. Am ședințe foto și în rest tot timpul pe care l-am, l-acord mămică full-time. Mămică full-time, da, asta mă gândeam și eu. Cât de cât, a fost o săptămână la bunici, la țară și a fost o experiență foarte frumoasă. A fost o săptămână destul de grea pentru mine, pentru că n-am avut-o niciodată atât de departe și atâta timp să o las singură. Dar i-a plăcut mult, iubește animalele. Chiar unde ești, la Botoșani? Da, la Botoșani, lângă Botoșani avem o casă la țară și acolo a stat o săptămână. Că am considerat
că e foarte bine pentru un copil să ia contact așa și cu viața. Zice, mai vrei că mă duc să mai iau? Mai vrei ceva? Ai nevoie? Mai peștișori, cred că aia și-ar mai fi dorit. Peștișori, mergem la pescuit în weekend și aducem acum, n-avem de unde peștișori. Vrei să mergi la pescuit? Da, mergem la pescuit. Florin, îi place la pescuit. Ia-mă și pe cea mică când mai mergi data viitoare, Florin. Mergem la pescuit în loc de grădiniță, mergem la pescuit. Spune-i o furnică. O furnică, o știu și eu pe asta. Pe asta am învățat-o cel mai greu. O furnică. O furnică. M-ați făcut curios acum cu furnica. Duce-n. Duce-n spate. Da. Hai că eu dacă mai faci semne... Un grăunte? Jumătate. Hai că mă prind și eu ușor. Încotro mergi. Tu, furnică. Surioară. Ia mă duc și eu la... Țară. Moară. Moară. Și zgrăbită. Uite că mai are o surpriză. Și zgrăbită. Cum era? N-ai cum să nu ne zici. Și zgrăbită. Zgrăbită. Și zgrăbită că e de două ori. Să picați-a. Aiurită. Neîngrijită. Neîngrijită. Bun. Și mistruvele la soare și copiii în cer. Pufuleți. Mâncare. Rosana Vașniu, că îți mulțumim că ai venit astăzi. Eu vă mulțumesc. Mulțumim și lui Rosemary. Că am mâncat pufuleț alături de noi. Am mâncat pufuleț, gata, ne-am împăcat. Promis că data viitoare când vii la noi ne zici o poezie și eu promit că ți-aduc pești hoi. Gata? Păi te sun eu. Dacă e, te sun eu puțin mai târziu.